Vedeți posibilă, domnule Meleșcanu, decuplarea României de Bulgaria în ce privește ridicarea mecanismului de cooperare și verificare? Am văzut că se discută. Da, evident că sunt asemenea tatonări în ce măsură s-ar putea decupla. Ar fi bine să se decupleze de Bulgaria, România? Bun, la bine sau la rău am fost împreună cu Bulgaria de la intrarea în Uniunea Europeană și de foarte multe ori, așa cum la noi acum vedeți că există o tendință mai degrabă de decuplare, având în vedere decalajul față de rezultatele activităților în materie de justiție din Bulgaria, știu că există o tendință de acest fel. Această tendință se manifestă și în raport cu intrarea în Schengen. Deci e într-adevăr un întreg pachet. Dar ar fi bine pentru România să apese pe accelerație justificat, pe bună dreptate, în raport cu... Din punctul meu de vedere, România trebuie să apese pe accelerație și să rezolve toate problemele care sunt, în special mecanismul de cooperare și verificare. Din punctul meu de vedere, aici nu există niciun fel de problemă sau, hai să spunem, nu creăm dificultăți Bulgariei, dimpotrivă. Cred că vom reuși să-i determinăm, să-i mobilizăm, să acționeze și poate chiar folosească din experiența noastră, așa cum este, cu bune curele. Cred că în cazul Schengen ar fi o eroare să mergem pe decuplare. De ce? Păi am avea o frontieră de 1000 de kilometri aproape pe Dunăre, care ar trebui să o securizăm de nou. În plus, tip de față de ce avem. Deci da. E bine să-i tragem bulgari noi în Schengen, să nu avem problema frontieră. Da, de trei ori, da, cum zicea. Poftiți? Foarte interesant. Foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult. Un om care gândește, nu întotdeauna reușește, poate să explice foarte bine lucrurile pe care le gândește. Da.